Copreședintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan a prezentat câteva date dintr-un sondaj propriu realizat de liberali în județul Giurgiu. Potrivit acestor date, UNPR și ALDE sunt la mare distanță de pragul electoral. Vreau să vă spun că în județ am făcut sondajele de opinie, iar UNPR-ul nu trece de 1,1%. UNPR-ul, vreau să nu fiu, să n-am dreptate cum am avut cu Centrul de Gros de Pește, UNPR-ul după alegerile locale se va desfința, dacă nu cumva s-a desfințat deja. Nici ALDE nu stă mai bine. Stă între 0 și 3,1%. Iar PNL-ul ca vot politic, vreau să vă spun că s-a recuperat foarte mult după alegerile prezidențiale de anul trecut. Avem, vă dau câteva exemple, Singureni 31%, Adunați 41%, Mihăilești 30%, Răsuceni 40%, PSD 42%, Vărăși 39%, PNL-ul 24%, PSD-ul. Conform aceluiași sondaj, PNL a reușit să recupereze în fața PSD-ului. Acesta este totuși avantajat acolo unde deține primari cu mandate vechi. Sigur, acolo unde sunt încă primari care au fost pe la toate partidele și sunt foarte puternici, au tras după ei scorul PSD-ului. Pentru că una dintre întrebări a fost dacă mâine ar fi alegeri, cu cine votați, și vreau să vă spun că în mod surprinzător la țară, aproape toți oamenii spun cu cine votează primarul, maică. Da, mai avem de lucru aici. Situația politică în județul Giurgiu și nu numai s-ar putea schimba considerabil în cazul în care primarii care au migrat către PSD vor părăsi acest partid, având în vedere că socialdemocrații au pierdut guvernarea. Reprezentanții PNL Giurgiu arătau de curând că vor face evaluări în cazul fiecărui primar care va dori să se întoarcă în formațiunea liberală.